Asta împreună la pagina 1100, Iacov 5 cu versetul 7 până la versetul 11, Iacov 5 cu versetul 7. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului, iată că plugarul așteaptă roadă scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca o pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Amin. Haideți să ne așezăm. Un creștin se ruga odată Domnului: Doamne, te rog să-mi dai răbdare și te rog să-mi o dai cât mai degrabă. Dimineața asta vom vorbi despre răbdare. Titlul mi-am intitulat predica Esența răbdării. Și zice că esențele tari se țin în sticluțe mici. Și noi am zice, e nevoie la un creștin de răbdare? Când ai virtutea asta și calitatea asta și de fapt roada asta a răbdării, a îndelungii răbdări, asta te califică foarte mult. În viață avem de cele mai multe ori nevoie de răbdare. Fie că ești la magazin și vezi coada, ai nevoie de răbdare. Ai. În trafic, câtă nevoie de răbdare avem? Să nu facem tot felul de semne, să nu. Avem nevoie de răbdare în familie, cu copii. Avem nevoie de răbdare cu soții, cu soțiile care le aveți. Aveți nevoie de răbdare, avem nevoie. Norile au nevoie de răbdare cu socrele. Răbdare, răbdare, răbdare. Răbdarea este o calitate. Așa cum am zis, în viață avem nevoie de răbdare în multe împrejurări, multe lucruri bune care au fost începute, nu au fost duse până la capăt. Știți de ce? Din cauza că oamenii nu au mai avut răbdare. Când mai era un pic. Mă, dacă mai așteptam, uite, dar n-ai așteptat. Că dacă aveai răbdare, se întâmpla lucruri. Iacov, care e prezbiter la Ierusalim, dacă veți citi cartea aceasta lui Iacov, vreau să vă spun, e extraordinar. O învățătură extraordinară. Iacov îndeamnă frații, vorbește bisericii nouă: fiți dar îndelung răbdător. Îndelunga răbdare este undeva o răbdare care o ai chiar și atunci când răbdarea e gata să se termine. Vom vorbi azi despre trei întrebări
legate de răbdare. 1. Când am nevoie de răbdare? Cum trebuie să am răbdare? Și de ce trebuie să am răbdare? Primul, când este nevoie să am eu răbdare? Când lucrurile nu sunt sub controlul tău, trebuie să ai nevoie de răbdare. Versetul 7, dacă îl vei citi în dimineața asta, spune aici: fiți dar îndelung răbdător, fraților, până la venire. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare, cu răbdare. Fermierii, bună oară, cum și eu, despre ăștia e vorba aici, nu au un control asupra anotimpului. Nu au control asupra soarelui, asupra ploii, asupra vântului. O parte din lucrarea aceasta depinde de ei să semene, să îngrijească plantele. Însă cealaltă parte nu mai depinde de ei, e sub controlul lui Dumnezeu. Când trebuie să am răbdare? Atunci când lucrurile nu sunt sub controlul tău, când tu nu le mai poți controla, trebuie să ai răbdare. Când oamenii nu se schimbă, trebuie să ai răbdare. Dacă vei citi versetul 9 din citire, nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Vedeți, când ne grăbim, când avem semne de întrebări vis-a-vis de viața cuiva, începem să judecăm, să condamnăm, trimitem sentințe, trimitem tot felul de lucruri adresa persoanei aceea. N-avem răbdare. Știu eu pe ăla, știu pe aia, vorbim fără să avem răbdare. Așa vorbeau și cei de pe vremea lui Iacov în biserică. Când oamenii nu se schimbă, trebuie să ai răbdare și trebuie să am răbdare. Pentru că dacă nu ai răbdare, intri într-o extremă periculoasă. Apoi, trebuie să am răbdare când nu înțeleg cauza evenimentelor care se întâmplă în viața mea. De ce mi s-a întâmplat mie să fiu bolnavă? De ce mi s-a întâmplat mie să am accident? De ce mi s-a întâmplat mie să mă vorbească unii de rău? De ce mi s-a întâmplat mie lucrurile acestea? Atunci când tu sau apropiații tăi nimeresc într-o situație de genul boală, faliment, accident, trebuie să ai răbdare. Când oamenii sunt îndreptați împotriva ta fără să aibă vreun motiv, trebuie să ai răbdare. Iov n-a înțeles din ce cauză a pierdut tot ce a avut, dar a avut răbdare. A stat lângă Dumnezeu. Iosif nu prea a înțeles de ce a trebuit să ajungă în Egipt, în temniță, ca mai târziu să fie șef. Naomi, soacra Moabitei Rut, n-a înțeles de ce trebuie să-i moară soțul și copiii. E nevoie să ai răbdare atunci când lucrurile nu sunt în controlul tău.
când oamenii nu se schimbă în jurul tău, când nu înțelegi cauza evenimentelor care sunt în viața ta, trebuie să ai răbdare. Și mă rog pentru tine și pentru mine să ne dea Domnul răbdare. Amin? Asta e întrebarea. Când trebuie să am în astfel de împrejurări, trebuie să ai răbdare. Acum, cum să am răbdare? Ce să fac în momentele acestea? Ce acțiuni trebuie să am? Cum să am răbdare? Să aștepți prin credință. Versetul 7 spune aici: fiți dar îndelung răbdători, fraților. Pentru că fermierul ăsta așteaptă, el seamănă, se cera doar dacă Dumnezeu trimite ploaie. Credința în Dumnezeu, în ploaie, îl face să meargă mai departe. Fermierul nu stă cu mâinile în buzunar, ci pregătește pământul pentru ploaie. El ară, seamănă cu credință că totuși în cele din urmă va ploua și va avea roadă. Cine se roagă cu credință pentru ploaie, iese din casă cu umbrela. Amin? Cine se roagă pentru credință, pentru ploaie cu credință, iese din casă cu umbrela. Credința este un factor foarte important în răbdare. Eu cred că Dumnezeu va schimba copiii mei. Eu cred că Dumnezeu va vindeca persoana aceea. Eu cred că Dumnezeu poate să schimbe lucrurile. Așa aștept în răbdare și așa mă manifest, mă rog, cu credință. În al doilea rând, trebuie să aștept în dragoste față de oameni. Versetul 9, auziți, nu vă plângeți unii împotriva altora. Dar ce trebuie să facem? E greu să iubești și poate motivul din care Dumnezeu permite să avem anumite relații sau anumiți oameni în jurul nostru, în viață, într-un fel ne creează probleme, într-un fel ne ține cu garda sus. Știți de ce? Ca să ne învețe să iubim. Ca să ne învețe să iubim. Nu noi schimbăm pe oameni. Dumnezeu schimbă omul. Chiar dacă oamenii resping sfaturile sau îndemnurile mele sau ale tale, poți să faci un lucru, poți să te rogi pentru persoana aceasta. Nimeni nu poate opri rugăciunea ta. Poate opri sfatul, nu am nevoie, dar tu rugăciunea ta nu poate opri nimeni. Toți avem nevoie să învățăm, să acceptăm pe ceilalți așa cum sunt. Amin? Conform unei istorii tradiționale evreiești, într-o zi, într-o seară așa, Avram ieșise din cort și stătea afară din cort și la un moment dat a văzut un bătrân obosit că se apropia de el. Avram a ieșit îndată, l-a salutat, apoi i-a zis: vino în cortul meu, l-a pus la masă, i-a dat să mănânce, i-a dat apă. Și omul
bătrânul imediat s-a apucat să mănânce, să bea și Avram imediat s-a revoltat și l-a oprit. Auzi, hei, bătrânule, tu nu te rogi, nu binecuvântezi mâncarea, apa? Nu te închini lui Dumnezeu? Bătrânul i-a răspuns, eu nu mă închin numai focului, spunea el, și nici unui alt Dumnezeu. Atunci Avram a devenit supărat. A luat pe bătrân de braț și l-a scos afară. După ce bătrânul s-a depărtat de cort și de Avram, Dumnezeu l-a întrebat pe Avram. Avrame, de ce l-ai alungat pe bătrânul acesta? Avram a răspuns, păi nu ți s-a închinat ție și am fost deranjat? Atunci Dumnezeu i-a răspuns, Avrame, eu l-am răbdat 80 de ani fără ca el să se închine mie. Dar tu n-ai fi putut să-l rabzi măcar o noapte? Ideea este că noi n-avem răbdare cu oamenii. Dumnezeu are îndelungă răbdare. Îndelungă răbdare. Să aștepți în dragoste, să iubești necondiționat, să accepți și pe ateu, că dacă îl acceptă Dumnezeu, el știe de ce. Apoi, cum să am răbdare? Cu speranță. Versetul 11. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut la sfârșit ce i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Atunci când îți pierzi speranța, de fapt, tu pierzi totul. Dacă Iov și-ar fi pierdut speranța în Dumnezeu, el a făcut o afirmație extraordinară. Știu că răscumpărătorul meu este viu. Speranță. Speranță când vezi că totul e ruinat în jurul tău. Că ai pierdut totul. Că ai rămas singur. E speranță. În Iacov 1:12 spune cuvântul Domnului, și vreau să citesc. Ferice de cei ce rabdă ispita, căci după ce au fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Galateni 5:9, dacă poți să pui. Să aștepți cu speranță. Du-te mai jos. Cred că am greșit. În fine, e vorba acolo despre speranța în Dumnezeu, că Dumnezeu te va răsplăti pentru toată răbdarea care o ai. Un creștin evanghelic pe nume George Mueller, care era și directorul unui orfelinat. Știți ce a făcut omul acesta? A început să se roage pentru 5 prieteni ai săi. Și fiți atenți. După mai multe luni de rugăciune, unul din ei l-a primit pe Domnul Iisus în viața lui.
după 10 ani, mai târziu, alți doi au crezut în Dumnezeu și s-au pocăit. Peste 25 de ani, al patrulea a fost salvat și el. Müller a persistat în rugăciune până la moarte pentru cel de-al cincilea prieten. Și timp de 52 de ani, el n-a încetat să spere că Dumnezeu poate. După moartea lui, la câteva luni, cel de-al cincilea prieten s-a pocăit. Speranță că Dumnezeu poate. Cum trebuie să aștept în răbdare? Cu credință, cu dragoste și cu speranță. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să ne dea această tărie să credem că Dumnezeu are putere. De ce e nevoie să am răbdare până la urmă? E o întrebare care trebuie să te gândești bine azi. De ce trebuie să rabd? De ce trebuie să rabd? Din cauza că Dumnezeu ține în control toate lucrurile. Dacă Dumnezeu te cheamă la ceva măreț, ceva peste puterile tale, să știi că El ține în control toate lucrurile. Salvarea noastră este sub controlul lui Dumnezeu. Noi nu avem răbdare de multe ori, El are răbdare. De ce? Din cauza că Dumnezeu ține în control toate lucrurile. El e peste tot. El știe toate lucrurile. Din cauza că Dumnezeu mai are nevoie de timp ca să lucreze la caracterul tău și a meu. Spune amin. Dumnezeu are un scop cu viețile noastre și scopul lui este maturitate în Hristos. Să devii un om mare, nu de 2 metri, mare în Hristos. Pentru asta El permite anumite lucruri neînțelese, dureroase, uneori, știți de ce? Pentru a ne ajuta să creștem. Răbdarea este un factor al maturității. Dumnezeu, știți ce face Dumnezeu? Dumnezeu ne dezvoltă pe noi, de multe ori, încet, dar sigur. Încet. El nu are nevoie să se grăbească. Știți lucrul ăsta? El nu are nevoie. Noi ne grăbim. Procesul lui de schimbare durează. Noi am vrea să vedem peste noapte, cel puțin, super sfânt Marius. Hai să vezi un Marius. Da, mă lupt. Văd în viața mea un proces în care am intrat de schimbare de ani de zile, dar treptat. Să vină, să vedeți, ăștia care super sfinți peste noapte, dați-mi voie să spun, nu cred în ei. Veți vedea mai târziu de ce. Dumnezeu are răbdare. Citiți cartea lui Ieremia și spune Dumnezeu, du-te, Ieremia, să vezi ce face. Olarul. Băi, pune asta acolo pe roată, lutul, frământă, mă, noi ești bine. Altul. Până-i dă forma cuvenită.
câtă răbdare are Dumnezeu cu noi. Mă uit la mine nenorocitul, că dacă era după oameni, stai liniștit că nu eram aici. Dar Dumnezeu are răbdare. Noi ne grăbim. Un pastor din Anglia care era caracterizat și avea o caracterizare bună, de o manieră calmă și liniștită, fiind odată într-o stare de frustrare și iritare, că se întâmplă și la ăștia care sunt mai liniștiți, să aprindă așa câte un bec. L-a întâlnit în perioada aia un prieten de-al său și l-a întrebat: ce s-a întâmplat, domnule Bronx? E vreo problemă? Și el a răspuns: problema e că eu sunt în stare de grabă, de rapid, dar Dumnezeu nu. Ați înțeles? Noi ne grăbim, Dumnezeu nu se grăbește. Pentru că Dumnezeu așteaptă. Trebuie să dureze. Vreau să spun, marile caractere ale oamenilor se formează în timp. Dar ăștia care se formează în timp rămân cu coloană. Rămân cu coloană. Că am văzut din ăștia care peste noapte și când te-ai mai uitat nu i-ai mai văzut. Moise are nevoie de 40 de ani. 40 n-o zi, nu un an. Și vreau să fii atent, poate ne asculți, poate ești aici. Dacă vrei să fii un lider, dacă vrei să fii un om în lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca tu, nu peste noapte vei deveni un lider bun. 40 de ani, Moise, să te pregătesc ca să scoți poporul din Egipt, să-l duci în Canaan. 40 de ani de pregătire, e o școală. Niciodată Dumnezeu nu va pune un om nepregătit într-o lucrare de-a lui. Întâi îl pregătește. Îți formează caracter, să ai răbdare. Petru, mă iubești? Te iubesc acum. Fii atent. Ca să mă iubești, tu trebuie să paști oi, oiță, mielușe, nivel. Când ajungi la nivelul ăsta, acum poți să mergi pe cine voi zice biserica mea. Tu ești o piatră puternică. Răbdare. Da, am nevoie de răbdare. Tot ce face Dumnezeu în viața noastră nu este întâmplător și fără rezultat. Știți lucrul acesta? Isaia 55:10, te rog frumos să pui, Darius. Isaia 55:10. Căci după cum ploaia și zăpada se coboară din cer și nu se întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăzlească, pentru ca să dea sămânță semănătorul și pâine celui ce mănâncă, mai departe, tot așa, și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. În răbdare, Dumnezeu acum cu tine și cu mine are un plan pe care vrea să-l desăvârșească. Nu te grăbi. Nu cârti momentele acestea, nu te supăra, așteaptă că se va împlini negreșit. Dumnezeu nu e în grabă, noi suntem în grabă, alergăm, aoleu, maraton de ăsta facem, ne grăbim. Vrem să vedem,
lucrarea imediat. Noi am vrea ca biserica așa, să vadă, să vedem plină. Ai răbdare. Ai răbdare. Noi am vrea copiii să vedem super sfinți peste noapte. Ai răbdare. Ai răbdare că Dumnezeu știe. Procesul durează. Nu te grăbi, că Dumnezeu știe. De ce nu te măriți, de ce nu te însori? Dumnezeu știe, te pregătește. Te-ai buctat odată. N-avem răbdare, oameni, fraților, nu avem răbdare. Și asta ne cere Dumnezeu, să avem răbdare. Lăsați-L pe Dumnezeu să-și desăvârșească lucrarea în voi și în mine și vei vedea atunci rezultat și biruință. Și vei spune, Doamne, îți mulțumesc că o trebuie, o merita să stau ani de zile, o merita să stau singur, o merita să stau singur, o meritat că Tu mi-ai binecuvântat. Ați auzit, oameni, mă, dacă mai așteptam un pic, mă, un pic dacă mai așteptam, dar te-ai grăbit, este o vorbă ca fata l-a mărit. E grăbit, așa să grăbesc, fratele, să grăbiți. Să grăbesc și dau cu capul de zid. Dau cu capul de zid. Din cauza că Dumnezeu are de lucru în caracterul nostru, de-aia trebuie să aștepți în răbdare. Și ultimul rând, din cauza că Iisus va veni în curând. Citiți tot ceea ce am citit aici, remarcă Iacov de câteva ori, devenirea a doua Domnului Iisus. În concluzie, vreau să spun ceva. Poate ești în situația acestui fermier din citire care așteaptă ploaia. Poate ești în situația când, ca și proroce și ca cei care sunt aici, care nu văd rezultat în oamenii pe care îi slujești, nu îi vezi schimbați, nu îi vezi transformați. Poate ești în situația în care, ca și Iov, treci prin greutăți și nu știi de ce ți se întâmplă tocmai ție. Indiferent de situația în care ești, te încurajez să ai răbdare. Dumnezeu e în control. El lucrează la caracterul tău și al meu. Și atunci când nici nu te vei aștepta, îți va trimite izbăvire sau te va lua la El. Dar rămâi credincios Lui. Amin? Ai răbdare. Cum, când, de ce? Nu știu cât ai înțeles. Dar răbdarea este o calitate. Nu te mai grăbi. Încep, soția mea, de multe ori, dar nu zici nimic. Nu zic. Că am zis-o și s-o văzut. Încep să fiu reținut, să am răbdare. Pentru că știu că și Dumnezeu are răbdare cu mine. Atâta răbdare. Că dacă nu ar fi fost El cu mine și mă iei de mânuță fiecare zi să mă plimbe, a avut răbdare cu mine. Pentru că oamenii lui Dumnezeu toți au trecut prin școala aceasta a răbdării. Dar la urmă au văzut rezultat.
De ce trebuie să plângi azi? De ce trebuie să ai răbdare cu cei din jurul tău? De ce? De ce? De ce? Pentru că și Domnul a avut răbdare cu tine. Încă puțin și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Lăudat să fie numele Domnului. Mă uit la ceas, mai am 10 minute. Mă răbdați cu o poezie. Am dacă tăi m-ați răbdat de atâtea slujbe cu... Am mai găsit o poezie de răbdare, așa se numește, nu putea să se numească altfel, numai răbdare. Răbdare. Răbdarea e candela aprinsă, învingătoare e în toate. Să fii statornic, cu credință și nu uita că Domnul poate. De ai răbdare, ai și pace și împlinire pe pământ. Înțelepciunea ea sporește și Iisus ți-un veșnic sfânt. Răbdarea câteodată doare și gustul poate e amărui, dar rodul ei e faguri dulce. Să rabzi căutând doar fața Lui. Răbdarea e comoară ascunsă, e leacul pentru cel trudit. E o artă, dar și o speranță și încredere în cel iubit. De ai răbdare, ai fapte bune și nu te tulburi niciodată. Ai mulțumire și ai pace și fericire viața toată. În toate să ai cumpătare, răspunde blând, să ai dulceață, răbdarea să o cultivi fără teamă, creștine drag, în a ta viață. Răbdarea e cheia ce ne duce la pace și la bucurie. Unde-i răbdare, e nădejde, putere multă, bogăție. Iar cel ce rabde înaintează și va depinde de cel sfânt, va sta doar sprijinit pe Tatăl, se va întări doar prin cuvânt. Răbdarea duce întotdeauna încredere în brațul sfânt, credință, binecuvântare, nădejde, toate într-un cuvânt. Răbdarea-i floarea minunată, aleasă cu un parfum sublim, să o cultivăm mereu în inim, să o iubim, să o prețuim. Amin. Vreau să închei, să mă rog împreună cu voi. Fă ceva în această zi. Ai răbdare, în primul rând, cu tine. Și când ai răbdare cu tine, vei avea răbdare și cu ceilalți. În răbdare Dumnezeu te formează. Îți formează caracterul. Te va face un lider puternic. Te va face un om echilibrat. Vei înțelege oamenii. Răbdarea te va face... de dorit pentru cei din jurul tău. Rabdă! Hai să ne ridicăm pe picioare. Tată, mă rog în această zi, în dimineața aceasta, Tu ne-ai învățat să avem răbdare. Cum? Când? De ce? Pentru că Tu vrei ca răbdarea, această calitate, acest rod al Duhului Sfânt, să avem din deplin în viața noastră. Pentru că în răbdare vom primi
răsplata din partea ta. Binecuvântă biserica ta cu oameni care să aștepte în răbdare voia ta, pentru că voia ta e bună și desăvârșită. Doamne, crește biserica Betleem, crește-o, Doamne, în fiecare zi. Aleluia! Vă rog pentru cei care și-au pierdut răbdarea acum și parcă sunt pe punctul de a ceda. Duhul Sfânt, oprește-i, că multe lucrări s-au început bine și datorită că n-am mai avut răbdare, nu s-au putut împlini. Doamne, știu că mai avem puțin și vom vedea lucrări mari. Pun numele Tău în dimineața asta aici, peste noi. Fă-ne oameni care să purtăm în noi îndelunga răbdare. Doamne, îți mulțumesc, Doamne, că Tu cercetezi poporul Tău acum. Că ce seamănă omul aceea va se cera. Și că trebuie mulțumire, Doamne, dimineața asta noi spunem cu toții: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zi, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Haideți să ne așezăm. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi. Dacă, Dani, ai ceva? Doar 2 minute, răbdare. Aveți răbdare! Am învățat ceva acum dimineață. Trebuie să avem, n-aveți ce face. Răbdare și când se termină biserica, să terminăm cu toții, că sunt așa care nu mai au răbdare și când pleacă. Nici la fără 5 alții pleacă acasă. Și nu mai aud lucruri. Foame. Doamne, avem răbdare. Doamne, dă-ne răbdare. Dragilor, după masă ne